Călătoria autobuzului Dram-Drum s-a finalizat. După 2 săptămâni de străbătut, județul Constanța, 15 localități, mii de copii și 10.000 de zâmbete, cei 14 profesori trăzniți au ajuns sâmbătă, 19 august, la Megidia. Spectacolul a avut loc în Parcul 1 Mai. Tot parcul e plin de ateliere. Avem pictură, avem step, avem jonglerii. Aici în spate o să găsim teatru de umbre, o să găsim pantomimă. Avem foarte multe. Deci vreau să avem o după amiază de distracție. Adică e un autobuz al veseliei până la urmă, da? Cum se cheamă autobuzul? Ați aflat? Acolo se știe cum e autobuzul, cum se cheamă? Nu! Se cheamă autobuzul Dram-Drum! Autobuzul veseliei Dram-Drum și-a continuat călătoria sa educativ-culturală și a trecut prin mai multe localități din județul Constanța. Activitatea a avut drept scop acumularea de noi cunoștințe utile și educative, dezvoltarea creativității și a imaginației în cel mai constructiv mod. Astăzi autobuzul Dram-Drum, autobuzul veseliei, a ajuns în Megidia și mă bucur foarte mult că sunt atât de mulți copii aici în Parcul 1 Mai. Desfășurăm o grămadă de ateliere, ateliere pentru toți copiii din municipiu, ateliere de pictură, de dans, atelierul de tobițe, care este foarte iubit în tot județul Constanța. Cred că sute de copii au venit și au participat la el, atelier de teatru, de teatru umbre, de coreografie, o grămadă de ateliere pentru cei mici ca ei să se simtă bine, iar de la ora 19 pe scenă Gașca Zurli promite un spectacol extraordinar. Aici, în Megidia. Megidia este una dintre localitățile mari din județul Constanța, așa că era logic să venim și aici și ne-am bucurat să putem colabora cu Primăria Municipiului și să organizăm acest spectacol de închidere al proiectului Dram-Drum aici în municipiul Megidia. Sâmbătă 19 august, toți copiii din Megidia au luat parte la diferite ateliere creative și recreative gratuite. Profesorii Zurli le-au predat celor mici dans, teatru, muzică și pictură cu toate domeniile adiacente ale acestora. A venit Gașca Zurli, o să vină. Și eu m-am uitat mereu pe tabletă pe Gașca Zurli și când am auzit că vine, am venit. Și acum o să vină la o anumită oră, dar momentan mă plimb aici și fac activități. La ce activități ai participat? La ce ateliere? La păpușar, la pantomim, la lupte și la baloane. Ce te-a plăcut cel mai mult? Ce atelier? Lupte. Îți place aici? Da. Te distrezi? Da. Ce te-a plăcut cel mai mult? Să jonglez. De ce ai venit astăzi aici? Păi ca să mă bucur de aer liber și de astea. La ce atelier ești? La dans contemporan. Și cum ți se pare? Superb. Ai înțeles până acum vreun pas? Ți se pare greu? Nu. Vei reveni? Da. La ce atelier ești? La dans. Și ce faci aici? Dansăm. Ai mai dansat până acum? Da. Ți se pare greu? Nu. De ce ai venit astăzi aici? Să văd Gașca Zurli. Ai emoții? Da. Ai mai văzut până acum? Nu. Ce melodie îți place cel mai mult? Toate. La atelierul de jonglerie, cei mici s-au întrecut în dexteritate, îndrumați de magnificul Antonio. Locuitorii din orașul Megidia sunt interesați, au venit, ne-au susținut de la început și practic sunt dornici să învețe și să treacă pe la toate atelierele. Credeți că au reușit să învețe astăzi? Da, sunt la a treia grupă de jonglori și s-au prins, s-au înțeles, după cum ați văzut, ei se prind cam care sunt tainele jonglieriei. Cei mici au fost atrași și de atelierul de artă marțiale, unde maestra Shaolin le-a demonstrat cât de ușor și cât de frumos te poți antrena și poți învăța să te aperi. Este ultimul oraș din turneul nostru de 16 zile. A fost, putem să-i spunem, un turneu organizat în tot județul Constanța și profesorul Trăzniți, așa ne-am numit, au venit cu acest autobuz al veseliei. Și în fiecare comună sau sat am fost așteptați de copii și fiecare copil a avut oportunitatea să învețe ceva nou, să lucreze în aceste ateliere cu fiecare profesor. Probabil că o să vedeți, au fost ateliere de dans, de mișcare, de tobe, de pantomimă, jocuri.
Și Megidia probabil că a fost ultimul unde va fi, cum să zic, concluzia întregului turneu. Am început în Constanța și am terminat în Megidia. Ce le-ați arătat astăzi megidienilor? Eu le-am arătat arte marțiale chinezești, cunoscute sub numele de Ushu sau Kung Fu. Și am observat că toți copiii sunt foarte receptivi, nu numai aici, pe unde am fost, toți au fost foarte receptivi, au vrut să învețe, au învățat repede, sunt, pot spune, talentați. În cazul atelierului de step, copiii au învățat câțiva pași de bază alături de profesorii specialiști în dans. De ce ai venit astăzi aici? Ca să învăț pe copii să danseze. Crezi că au învățat? Au învățat, dacă îi învățăm. Greu sau ușor? Este destul de ușor, adică mai greu pentru copii, că sunt noi și nu au dansat, n-au o experiență în spate, dar putem să învățăm să danseze. Au fost interesați megidienii? Au venit mulți sau câțiva? Au venit mulți, da, au venit. Mai mulți decât de obicei. Cam câți? Nu știu, sumă mare, 150 peste. Te-ai descurcat? Crezi că te-ai descurcat să le explici tuturor? Da, m-am descurcat și pot în continuare să mă descurc, că încă sunt atelierele. Proiectul a fost realizat de Asociația Teatrelia cu sprijinul Consiliului Județean Constanța. La finalul zilei, după ce toți copiii au participat la minimum o lecție, au intrat în programul informal, adică distracție și activități educative pentru toată lumea prezentă.